Motorsportul românesc a rămas mai sărac după ce Adrian Răspopa a părăsit această lume în urma unui grav accident suferit sâmbătă pe proba specială de la Hadâmbu. Mașina pe care acesta o pilota a ieșit în decor și s-a lovit violent de un cap de pod. Adrian Răspopa a fost descarcerat și transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat. A intrat în stop respirator, cardiorespirator, a fost resuscitat 4 minute, după care a fost adus la Iași, transferat la Spitalul Sfântul Spiridon, în care o echipă medicală formată din medici chirurgi de mai multe specialități, datorită rănilor suferite, au încercat timp de 2 ore să resusciteze. Din păcate, nu a răspuns. Adrian Răspopa. Seara, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața primăriei, a fost realizat un altar, unde atât organizatorii, piloții, prietenii, autoritățile, cât și iubitorii de motorsport au putut să-i aprindă o lumânare și să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost pilotul Adrian Răspopa. Este cel mai firesc lucru pe care ar trebui să-l facem ca și creștini, să aprindem o lumânare, să ne rugăm pentru liniștea sufletului lui. E surprinzător, pentru că aseară râdeam cu toții, chiar și cu el, și ne-am salutat la start și astăzi suntem aici. Deci asta arată cât de fragili suntem, cât de scurtă este legătura dintre viață și moarte și cât de important este să trăim viața cât mai frumos cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. E un șoc atât fizic cât și psihic pentru fiecare dintre noi. E un apropiat al nostru, un om cu care ne-am început ziua de astăzi dimineață și pe care, în încheierea ei, iată, aprindem lumânări. Nu prea sunt cuvinte care să spună mai multe. Întreaga comunitate a motorsportului deplânge grava pierdere suferită. Adi a fost un pilot, la fel ca noi. Și e că ne știm de vreo 13 ani. A fost foarte constant și un pilot foarte fain și un om foarte fain. Macaz s-a dus cumva, știi? Da, e greu pentru toți. E greu pentru cei care au rămas, pentru că el s-a dus și nimeni nu știe ce-i dincolo, da? Cei care au rămas, da, e nasol. Adi a însemnat în primul rând un mare simbol de ambiție, de performanță, un pilot care a reușit atât performanță pe podium, cât și în organizarea unor etape de raliu extraordinare în campionatul național de raliuri. Și a reprezentat un prieten de suflet pentru noi toți și un om foarte puternic. A continuat zi de zi să se autodepășească și își dorea performanța totală. Asta era cel mai important pentru el și pentru Cozo, pentru Cosmin Diacu, copilotul lui. Performanța totală o vom atinge acum doar prin trenori, acolo unde cu siguranță Adi Răspopa va continua să piloteze. A trăit și a respirat prin motorsport, iar ultima suflare și-a dat-o tot pentru motorsport. Dumnezeu să-l odihnească în pace.